Wow, câtă cutia! Următorul produs pe care vreau să vi-l prezint se numește Steribil LED Power MDMX Bar. Imediat îl desfacem și vă spun și despre el. Deci ca să știți, cei de la Thomann ambalează foarte bine lucrurile. Un cablu de alimentare PowerCon. Foarte ok, lucrat. 3x1.5. Un cablu solid, zic eu. Depinde acum ce folosiți pe el. Cartea, aceasta este în engleză și în germană. Sunt puse în aceeași folie. Să vedem. Ce mai avem? Un set. Încep cu accesoriile. Un set avem un adaptor care zic eu că poate fi foarte util. Sudura un pic cam rudimentară, dar este fier. Ce mai găsim un set? Alte accesorii, șuruburi și... Bam! Cam așa arată. Aluminiu. Ce avem pe această bară? Ce mi-a plăcut foarte mult? Că ai DMX in-out, in-out. Aici avem PowerCon in, DMX și tot așa. Se poate folosi către echipamente și, bineînțeles, PowerCon out. Mie îmi place foarte mult acest sistem de alimentare. Mai exact, PowerCon-ul mi se pare o mufă foarte rezistentă. Prețul acestui produs este de 85 de euro. L-am văzut la un prieten și am văzut cum este trimis, când va ușura foarte mult munca. În afară de faptul că va arăta bine, voi fi foarte practic. Adică conexiunile vor fi mult mai rapide și mult mai simplu de făcut față de cum le făceam până acum, să mai înfășor cabluri, mai trage triple pe schelă și așa mai departe. Acest adaptor deci se poate folosi pe un stativ, poate fi folosit ca un teu de lumină. Și cu aceste accesorii putem să prindem luminile sub sau, de ce nu, deasupra. Cum puteți observa, are un cant pe care pe aici pe el sigur se pot prinde aceste cleme. Așadar, recomand și acest produs. Produs Thomann, firma lor care se ocupă de partea de echipamente de lumini, se numește Steribil. Următorul review, unboxing, va fi cu un Behringer X32 Producer. Sunt foarte, foarte încântat că trebuie să o sosească acest mixer. Aștept păreri și comentarii. Sper că v-au ajutat aceste review-uri la produsele pe care le-am avut disponibile. Eventual o să mai fac review-uri la produse pe care le-am deja sau produse pe care le voi comanda. Like și share!